Tiberiu Prodan a declarat pentru Suceava News că a luat această decizie deoarece este nemulțumit de actuala situație din cadrul organizației județene a PNL Suceava și a lăsat să se înțeleagă faptul că nu l-a acceptat ca președinte al PNL Suceava pe Alexandru Băișanu. Democrat liberalul Dorel Guliciuc, și el plecat de curând de la PNL, a declarat într-o conferință de presă că venirea lui Tiberiu Prodan nu este una singulară, iar în perioada următoare și alți reprezentanți ai administrației locale se vor alătura echipei PDL pentru a susține candidatura lui Traian Băsescu la fotoliul de președinte al României. Senatorul Prodan a venit alături de președintele Gheorghe Flotor și implicit de Traian Băsescu în demersul pe care PDL-ul are de a-l sprijini pe președintele Traian Băsescu la prezidențiale din 22 noiembrie. În același context, vreau să vă asigur că această venire nu este una singulară. O să vedeți în perioada următoare, o să apară nume importante din Suceava care vor veni alături de candidatul PDL la prezidențiale, vorba de domnul Traian Băsescu. Foarte mulți oameni de bine. O să vedeți și în zilele următoare venirile și nu numai venirile alături de noi, declarațiile de sprijin a candidaturii lui Băsescu vor continua să vină.